Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. În timp ce România își numără morții de coronavirus, politicienii numără voturile din Parlament pentru a fi la putere. Socoteala nu iese nicicum. PNL îl vrea neapărat pe Câțu, premier. USR vrea pe oricine, dar nu pe Câțu. PSD visează la anticipate. AUR, dacă ne uităm în sondaje, nu mai e doar o foiță, e aproape lingou. UDMR e singurul partid relaxat. Se întreabă biling cu cine va guverna. Țara arde, dar arbitrul crizei, Klaus Iohannis, nu se grăbește. A făcut punte peste weekend. Oricum, statul a eșuat, vorba șefului de stat. Totuși, de la înălțimea funcției, președintele a dat un verdict implacabil. Vine iarna. Sau o fi descoperit serialul Game of Thrones, Urzeala tronurilor, varianta românească. În realitate, există două soluții mari și late pentru rezolvarea crizei politice. PNL fie reface coaliția cu USR, fie bate palma cu PSD, pe față sau pe sub masă. Dar ce interes ar avea PSD să-i redea puterea lui Florin Câțu, acest Superman prăbușit? Analizăm toate scenariile cu Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD. Începem! Domnule Dâncu, bine ați revenit la Insider Politic! Bine v-am găsit! Cu ce propunere merge PSD mâine la Cotroceni? Nu mergem în acest moment cu nicio propunere pentru că vrem să vedem ce vrea președintele în primul rând. Președintele este cel care s-a aflat în spatele, cel puțin a unei părți din această criză, cea politică. A girat-o până la urmă, girându-l pe Florin Câțu. Și trebuie să-și refacă guvernarea pentru că acest tip de guvernanță nereușit până acum, cel puțin din perspectiva rezultatelor guvernării, este în acest tip, este eroul principal. Deci ne spune lumea, bun, i-ați dat jos, acum aduceți-vă la putere. Poți să spui, dar cum să mergem la putere? Pentru că este atributul președintelui să numească premierul. Președintele s-a pronunțat mai demult că nu va mai pune niciodată un premier al Partidului Social Democrat. Am mers cu propunere și... După alegeri, și am fost refuzați. Acum... Nu mai mergeți cu nicio propunere. De bun simț ar fi fost ca domnul Câțu, după ce a observat că are o majoritate de 281 de voturi în Parlament împotriva lui, să-și dea demisia și președintele să... refacă, cum să revenim la situația de la început, de situația de după alegeri. Și atunci să dea ocazia președintelui să, unui președinte de partid care va fi fost acolo, să creeze o majoritate. Normal ar fi fost ca Partidul Social Democrat, pentru că a avut cele mai multe voturi, a câștigat alegerile, chiar dacă n-a făcut 51%. Acum vrem să vedem dacă președintele trage de timp, asta este o variantă, pentru că a făcut și această punte peste weekend și asta a fost, dacă președintele s-a gândit chiar la o soluție și are o soluție, pentru că nu are rost să ne ducem cu propuneri atunci când nu ni se cer propuneri, pentru că o facem în van. Deci nu veți avansa niciun nume de premier la consultările cu consultanții? Analizăm această situație, vom vedea luni dimineața înainte de a merge. Noi avem un birou permanent național, putem să facem și un Consiliu Național dacă este cazul, dar în acest moment, cred că în această fază nu suntem hotărâți pentru că nu suntem siguri de intenția președintelui. Înțelegem că președintele vrea să se refacă această coaliție, aceasta este... Nu doar că vrea să se refacă, dar vrea să se refacă în jurul aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură, Florin Cârțu. Asta este o mare greșeală, după părerea mea, sau nu este o greșeală, este un joc tactic, un joc strategic. Care se ducă unde, domnule? Care se ducă la prelungirea mandatului Câțu prin diverse tertipuri. Pentru că mandatul lui interimar Câțu. De interimar Câțu, dar oricum ei se plâng că este nevoie repede de o majoritate în Parlament, o majoritate care să fie legitimă și să aibă putere. Păi această majoritate de până acum a avut toată puterea și n-a reușit să gestioneze nici criza pandemică, nici criza economică pe care o avem. Să nu vorbim de cea politică, pentru că aceea a provocat-o. Deci eu nu știu că dacă, și poate așa gândește și președintele, nu știu dacă nu cumva guvernarea Câțu, că este cu toată puterea, că este fără o parte din posibilități, pentru că se reduc ce doar situația ordonanțelor de urgență. Nu mai poate să dea guvernul ordonanță de urgență. Dar a venit în Parlament și a trecut și la guvernul Orban și la guvernul Câțu, presiunea care s-a făcut și asupra opoziției din Parlament, că nu vrea binele țării, că este dușmanul principal al națiunii, a făcut ca să li se aprobe majoritatea proiectelor și cele mai importante proiecte care vizau pandemia și celelalte lucruri. Deci nu știm încă în care este situația. Liberalii spun așa,
avem o alianță de conjunctură PSD-USR-AUR care a dat jos guvernul Câțu. Deci de ce nu merge această alianță la Cotroceni cu o propunere comună de premier, care matematic ar trece în Parlament? Matematic ar trece în Parlament, dar știu bine liberalii că nu există compatibilitate între aceste trei partide. Și această incompatibilitate dintre aceste partide a fost lucrată, să zicem așa, și prin discursul comun al alianței de dreapta care a fost la guvernare, care au spus că dușmanul cel mai mare este PSD, că niciodată nu o să se alieze cu Ciuma Roșie, cu PSD, așa și Ciuma Roșie și alte sintagme, care mi se par mie mari greșeli politice, pentru că guvernarea Câțu a eșuat și din următoarele motive. Câțu n-a înțeles că guvernarea de criză, când este o criză, nu politică neapărat, criză economică sau o criză pandemică, cum era foarte evidentă, trebuie să aibă niște caracteristici diferite de guvernanța pe liniște politică, pe echilibru social și politic. Și trebuie să faci câteva lucruri aici. În primul rând, renunți la orgoliu tău să conduci singur. Adică vrei ca toate deciziile tale, tot ce hotărăști tu, să se facă. Apoi, renunți la lupta pentru putere. Și cu cei din afară, a fost timpul războiului cu COVID-ul și războiul cu PSD. Asta a fost spus chiar de președintele României. A fost spus de la începutul crizei, a fost spus ca un fel de soluție la criză. Războiul cu PSD și războiul cu criză. Și mai trebuie să faci câteva lucruri. Să iei opoziția alături de tine la cele mai multe decizii. Așa se face în perioada de criză. Nu spui, lăsați criza un pic deoparte că noi avem congres. Și în timpul ăsta ne luptăm și cu PSD-ul, ne luptăm și cu USR Plus, îi dăm afară pe unii cu toată lumea din coaliție. Deci e o mare greșeală. Asta înseamnă imaturitate politică. Președintele aici a greșit când a girat un asemenea personaj care nu avea o personalitate, nu era o personalitate puternică. O personalitate puternică știe să cedeze în momente importante pentru România. Nu se ceartă cu miniștrii lui și îi dă afară instant, fără să se consulte cu coaliția. Pentru că asta se reglează în interior. Peste tot există conflicte politice în orice coaliție, dar reglează în interiorul. Un premier, când nu-i convine de tine ca ministru, știu că am fost ministru, te cheamă la el și te pune la punct. Sau negociezi cu el ce se întâmplă. Oricum, el conduce și el răspunde. Nu se votează în guvern. Premierul, până la urmă, are votul decisiv, ca să spunem, ultimul cuvânt. De aceea, eu nu văd o rezolvare la această criză și nu cred că se va rezolva foarte repede. Eu cred că mai degrabă se trage de timp, pentru că există o utopie recentă, mai ales la coaliția de dreapta. Mi-au spus-o foarte mulți prieteni de dreapta, pe care îi cunosc de 20-30 de ani și care sunt sinceri cu noi așa pe Parlament când ne întâlnim sau în altă parte. Va veni acel Eldorado, PNRR-ul, cu o grămadă de bani. Cele 30 de miliarde din PNRR. Și acum este o goană după aur, de fapt. Până în primăvară, dacă ne vin banii aia, ne vine acum un avans, până în primăvară noi vom putea să îi convingem pe oameni, să le dăm bani, să îi cumpărăm, de fapt. Nu se poate ca la Congresul PNL să-i cumperi pe toți oamenii. Așa cum săracii primari sunt obișnuiți să li se întâmple acest lucru. Și tot timpul umblă după bani, pentru că în guvernanțele noastre din România, din nefericire, pentru cei mai mulți politicieni, și s-a văzut foarte bine, această coaliție de dreapta a făcut asta, să le duce politica la două lucruri și guvernanța. Lupta pentru putere și lupta pentru banii publici. Distribuirea banilor publici după principii politice, nu după criterii economice, este, după părerea mea, nu știu ce spun juriștii, dar este până la urmă fraudă, este deturnare de fonduri. În mod normal, un guvern nu poate să facă, să dea bani cu mâna lui din fondul de rezervă al premierului. Fondul de rezervă al premierului este pentru situații de criză. Probabil că i-au schimbat acum legal. Acum liberalii o să spună, asta făcea și guvernarea PSD. Asta a făcut și guvernarea Dragnea, dar n-a făcut așa ceva. Pentru orice am spune, au făcut și greșeli în acea perioadă, au făcut ca orice guvern și lucruri bune. Nu a existat o alocare de bani după... A existat și atunci, au existat niște criterii. Niște criterii legate de caracteristica localității, bugetul pe care localitatea respectivă și județul respectiv. Proiectele care erau propuse din partea primarilor. Proiectele care au făcut se jurizau. Și a existat și un lucru care era un fel subînțeles. Făcea parte din, să zicem așa, cutumele politicii din acea perioadă. Se dădeau banii după un algoritm. Adică se spunea, câți primari aveți voi? Voi aveți 1200 de primari, voi aveți 1500 de primari. În total se respecta acest lucru.
nu era 100% corect, nu era 100%, să zicem așa, cel mai bun criteriu pentru asta. Pentru că criteriul cel mai important ar trebui să fie, și acesta este și în lege până la urmă, nivelul de dezvoltare a localității și nevoile oamenilor. Bineînțeles că modul cum se face gestiunea fondurilor în fiecare județ este responsabilitatea președintelui Consiliului Județean, până la urmă și a prefectului care controlează acest lucru din partea executivului, face controlul de legalitate. Dar acestea sunt criteriile cele mai importante și vă spun că dacă ne uităm în urmă, visul acesta la pixul lui Dragnea, cum s-a vorbit, exact. Până la urmă a devenit... O țară stătea în pixul unui lider politic. A vrut o câță mult mai tare. Nu a împărțit Dragnea fonduri pentru că așa cum s-a întâmplat în ultima vreme. Adică ați văzut să primească numai președinții de consilii județene care sunt ai PNL-ului sau ai Dreptei, să primească bani și celălalt să primească bătaie de joc o localitate mare, de exemplu, care are o grămadă de nevoi la rectificare, să primească 10.000 de dolari, atâta era, sau de euro echivalentul, adică 50.000 de lei. Este ceva care nu s-a mai văzut. Deci aceste idei după care guvernanța, statul sunt eu, premierul conduce totul, ar trebui să dispară de la noi. Și acestea vor duce la accentuarea crizei în viitor. Pentru că vedem că Partidul Național Liberal nu vrea să cedeze, deși este clar că guvernul lui Câțu și Câțu în sine a pierdut foarte multă încredere politică. Discutăm și despre asta pentru că ați adus niște sondaje proaspete, calde, însă până atunci vreau să vă întreb dacă președintele Klaus Iohannis vine cu propunerea ca Florin Câțu din nou să fie premier, cum va reacționa PSD? Partidul Social Democrat, am spus-o, avem și o hotărâre a Consiliului Național, Consiliului Politic, nu are cum să accepte o asemenea propunere. În nicio condiție? Este imposibil, pentru că noi l-am dat cu moțiunea noastră jos pe da, dar oamenii vor spune așa, am mai auzit această replică din partea PSD și la începutul anului 2020, când l-ați dat jos pe Orban și atunci tot, pe fondul pandemiei, ca și acum, l-ați instalat din nou pe Orban la Palatul Victoria. Deci, multă lume va spune, vine criza, vine iarna, e pandemie, deci PSD va fi constrâns să voteze un guvern minoritar PNL. Am făcut o greșeală atunci. A fost o formă de naivitate politică și ne-am lăsat influențați prea mult de opinia publică. Există încă o caracteristică a guvernării de criză, de care trebuie să țină cont și opoziția. Și asta este următoarea. Să încerci să nu acționezi emoțional. Să-ți urmărești până la urmă proiectul tău politic și să nu te iei întotdeauna după ce spune opinia publică. Acum nu se mai poate. Am văzut acea experiență. Nu ne-a convenit această experiență, pentru că ce am pus guvernul Orban înapoi, a început atacul la Partidul Social Democrat și s-au făcut o întreagă campanie electorală și la prezidențiale și generale pe spinarea Partidului Social Democrat. Nu ne-a încurcat foarte tare asta din punct de sociologic, dacă v-aș spune, dar este inconfortabil și te face să nu poți să te gândești la coaliții și la majorități în momentul când îi vezi că ceilalți sunt adversari, când vezi că cel care a luat puterea printr-o fabricând un consens, nu e în Parlament, este legitim până la urmă, este parlamentar, să zicem așa, și strânge o majoritate constituțională, și a strâns o majoritate în conjunctură și te atacă tot pe tine, care ești cel care ai câștigat, de fapt, alegerile, continuu, și spune tot ce s-a întâmplat în 30 de ani, spune că tu ai condus 30 de ani. România a fost condusă jumătate în 30 de ani, jumătate de stânga și jumătate de dreapta. Cam așa s-a întâmplat. Și dacă ne uităm pe grafice, noi le facem des publice, pentru că și un gest politic până la urmă. Vedem că în perioadele Partidului Social Democrat am avut mai degrabă creștere economică și în perioadele când a venit dreapta am avut mai degrabă scădere economică. Poate că a fost și conjunctural, dar... Europeană și occidentală, da, au fost crizele economice. Crizele politice care s-au născut cu ocazia asta în interiorul Dreptei a dus până la urmă la acest... Deci, să concluzionăm, PSD nu va vota în nicio condiție un nou guvern Câțu, fie el minoritar sau într-o altă conjunctură. Nu avem cum, pentru că electoratul nostru este total împotriva acestui gest și electoratul nostru a reacționat foarte bine în ultima perioadă. În ultima perioadă a acceptat proiectul nostru politic, chiar dacă unii poate ar fi vrut să accelerăm mai tare viața, lupta politică,
Deci nu ne putem permite, nu poate hotărâ. Noi avem acum o conducere colectivă, dar nici Marcel Ciolacu, nici noi ceilalți cinci, Comitetul Politic Național, care e format din aproape 100 de oameni, nici noi nu ne putem permite să ne batem joc de electoratul nostru. Deci nu putem să facem un guvern, să votăm un guvern minoritar. În continuare a ceea ce spuneți, vă citesc câteva titluri din presă. Dacă dați o căutare pe Google acum despre PSD și criza politică, apare așa: PSD îl ține pe Câțu la Palatul Victoria, Marcel Ciolacu joacă în echipa câștigătoare, Blat, PSD, PNL. Nu credeți că ideea aceasta de Blat, care tot a fost rostogolită în ultima vreme, va afecta PSD? Deși dumneavoastră l-ați dat jos până la urmă pe Florin Câțu. Până la urmă, faptele cred că anulează zvonurile și circuitele paralele de informație, cum sunt acestea, fake news-urile. Până la urmă, sunt niște interpretări. Acum, Aurul sau USR Plus au încercat cu mâna noastră să ne folosească pe noi ca un ciocan împotriva lui Florin Câțu, ca ei să se instaleze înapoi la putere. Sigur că acum de lucrul acesta ne-am prins și noi. Noi știm că ei nu pot să intre într-o coaliție cu noi, pentru că am văzut, există o incompatibilitate și ideologică, dar și între practic, oameni. Până la urmă, dumneavoastră le-ați făcut un cadou celor de la USR Plus. Le-am făcut o jumătate de cadou. Nu putem să le facem și cadou mare să-i băgăm înapoi la putere. S-ar putea să se bage singuri. Să ne anunțe liberalii la premierul Câțu și ei să se introducă înapoi la guvernare, ceea ce visează ei, de fapt. Și până la urmă, dacă reușesc să facă acest mecanism, este constituțional și noi nu avem nimic împotriva acest lucru. Noi vom continua să facem opoziție. Lumea va vedea în continuare același scandal politic, probabil, pentru că nu este... Sunt două partide, am văzut, cu toate că se declară de dreapta, sunt incompatibile, pentru că vin din zone diferite. Unul este din mainstream-ul politic, Partidul Național Liberal, un partid mai liniștit, să zicem așa, mai stabil, ceilalți sunt un partid contrasistem, vin din opoziție și încă n-au învățat să conducă și caută mereu lupta. Este un, sigur, sunt mai tineri, mai vulcaniști cei din partidul din USR Plus, mai luptători, să zicem așa, și asta se vede și în luptele dintre ei atunci când au congrese sau alte lucruri. Este, sigur, linia pe care și-au ales-o este poate bine pentru ei, dar deocamdată nu au un rezultat foarte bun. Dacă președintele Klaus Iohannis îl dă la o parte, renunță la Florin Câțu, vine cu un alt premier liberal, dar spune, vreau un guvern minoritar, PNL-UDMR, condus de un alt premier liberal. Ce faceți? PSD ia în calcul să voteze o altă variantă? Nu poate vota un partid pe care l-a dat jos. Deci nu aveți o problemă doar cu persoana, cu premierul, ci cu întreg partidul. Noi am spus tot timpul. Cu persoana au o problemă cei de la USR Plus. Ei s-au certat cu Câțu. Noi avem o problemă cu guvernarea PNL-USR+UDMR. N-am făcut diferența asta. Poate ne-a și, într-adevăr, îndepărtat un pic pe noi de USR Plus. Nu aveam oricum o legătură bună, dar am fi fost. Acum noi la moțiune. Până la urmă i-am adus să voteze o moțiune, un text împotriva lor. Și sigur că asta i-a enervat și ei, și pe ei destul de... Până la urmă l-au votat, au înghițit această broască. Până la urmă l-au votat, nu au avut ce să facă, pentru că ei visează încă că într-o etapă a doua Florin Câțu va fi îndepărtat de Partidul Național Liberal și va putea să se întoarcă la guvernare. Că până la urmă asta este scopul cel mai important al lui. Domnule Dâncu, știu ce vor liderii PSD, însă sunt curios ce vrea armata PSD. Primarii, consilierii locali, votanți, electoratul PSD. Vrea să vă întoarceți acum la guvernare? Vrea să votați un guvern minoritar sau vrea să rămâneți în opoziție ca să atacați anul 2024 în forță? Nu am văzut o presiune. Sigur că sunt diverse opțiunile. Noi am mai făcut și studii în interior pe votanții Partidului Social Democrat și vedem un lucru care l-am văzut în ultima perioadă în sondaje destul de proeminent. Revenirea PSD-ului la putere și o doresc și membrii altor partide, și cei nealiniați politic, nu numai cei de la PSD. Evident că oamenii își doresc să intrăm la guvernare, dar nu își doresc să intrăm la guvernare acum. Deci în momentul acesta în care nu putem face o majoritate solidă, este prima dată când am fost eu în istoria partidului, totuși o știu de vreo 20 de ani, în care întâlnirile noastre cu primarii, întâlnirile noastre cu biroul permanent național, întâlnirile cu Consiliul Politic, care este mai mare, și întâlnirile regionale pe care le-am făcut, nu a fost principala cerere. Și de ce n-a fost? Nu că n-ar vrea oamenii să ajungă la putere, mai ales că se vede foarte bine ce se întâmplă cu repartiția fondurilor pentru administrație. Problema este că nu am putea în aceste condiții să facem o majoritate care să ne permită să
câștigăm și alegerile următoare și să fim noul PSD, așa cum ne dorim noi. Adică, dacă am face o înțelegere cu, să zicem, AUR, am avea o problemă de imagine. USR Plus, de asemenea, există o, între noi și USR Plus, există o incompatibilitate. Total, asta. Oamenii n-au cum să oprizeze asta. Și atunci, cum să facem guvern? Ei își dau seama. Știți că primarii, câteodată când te duci și te întâlnești cu primarii de sate, pe mine mă șochează. Mi se pare că câteodată că la centru, noi, în mainstream-ul ăsta politic, cu jurnaliști împreună, gândim tot felul de scenarii fantasmagorice și oamenii simpli văd mai bine decât noi aceste lucruri. Ceea ce vedem astăzi este că simpatizanții noștri, activul nostru de partid, este rațional și vrea o soluție rațională din partea noastră. Ne îndeamnă la următorul lucru și o să vedeți tot mai mult în următoarea perioadă. Să lucrăm politici publice în domeniile cele mai importante, pentru că atunci când vom veni la putere, să nu venim să improvizăm. Fie că este în 2024, fie că este mai repede, să nu improvizăm. Ne cer să creștem oameni, să aducem și oameni noi, să valorizăm intelectualii pe care avem un partid, să aducem oameni noi. Deci acestea sunt cererile oamenilor. Până la urmă, această ordine politică instituită de alegeri din 2020 poate fi schimbată chiar mai repede prin alegeri anticipate. Și dacă la început, acum vreo 3 luni, să zicem, când în sondaje s-a pus această problemă la începutul crizei politice, de alegeri anticipate, nu era majoritate pentru alegerile anticipate în opinia publică. După aceea am început să fie așa, 30 la 70, după aia 40 la 60, cam așa. Și acum lucrurile sunt ușor trecute de 50%. Era echilibru. Adică oamenii și-au dat seama că dacă totuși nu se găsește o soluție la această criză politică, totuși trebuie să mergem la alegeri dacă nu se poate. Dar sunteți politician cu experiență și știți că soluția alegerilor anticipate este practic cu șanse zero de reușită atât timp cât PSD e în sondaje undeva la 35% și PNL la 20%. Practic, Klaus Iohannis n-are niciun interes să declanșeze alegerile anticipate pentru că și-ar îngropa propriul partid. Acum mai este un lucru care trebuie să țină cont și probabil că președintele și consilierul lui țin cont de asta. PSD merge spre 40 sau a trecut de 40 și PNL e sub 20. Mișcarea aceasta poate continua. Mai bine rup pisica când dezastrul nu este total. Adică în primăvară, să spunem, s-ar putea face alegeri. A trecut deja o iarnă, lumea se mai relaxează primăvara și atunci se pot face să reconstituim majoritățile, să fim legitimi, să avem un parlament legitim. Ar fi bine un parlament care să aibă, cum a avut la un moment dat, deși n-am nostalgia USL-ului, dar să avem un parlament de 70% în care să avem o coaliție puternică, să putem face schimbări în Constituție, să putem face schimbări în ceea ce privește administrația noastră, pentru că avem nevoie de descentralizare, avem nevoie de o serie de mecanisme de simplificare a statului, care nu se pot face pentru că au găsit juriștii tot felul de chichițe în Constituție, că n-ai cum să faci, că regiunea nu este trecută în Constituție, de exemplu, ca fiind validă și așa mai departe. Deci e posibil, vorbiți despre posibilitatea că la un moment dat, în 2024, spre exemplu, să avem o nouă majoritate parlamentară formată din PSD și PNL? Nu este o soluție pe care eu am mai vorbit la un moment dat și au sărit repede liberalii să spună că nu este adevărat. Am mai vorbit odată despre partidele din mainstream-ul politic și partidele care vin să atace puterea și care au altă viziune despre lume, despre schimbare, despre stat și așa mai departe, așa încât în acest moment nu vedem această posibilitate, pentru că vedem că chiar dacă uneori se vorbește despre asta, câteodată chiar unii din liberali se uită cu speranță la această soluție. Noi, uită cu speranță la această soluție chiar și acum, în această criză. Eu despre acum vorbesc. Da. Dar eu nu cred că este posibil, cel puțin în acest moment. Noi am pornit pe o cale de a ne reconstrui partidul, imaginea partidului și nu putem să ne amestecăm foarte repede în alte proiecte politice, cel puțin în acest moment. Ne merge foarte bine proiectul nostru. În opoziție. Noi monitorizăm ce se întâmplă cu ideile principale pe care le avem noi de program, cu, să zicem așa, structura ideologică care vrem să o proiectăm pentru perioada post-criză.
Și dacă facem așa peste noapte tot felul de alianțe, ne diluăm și noi ideologic. Deci din perspectiva asta nu văd această soluție. Nu spun că în situații majore de criză, pentru că noi nu știm ce va fi în viitor, poate și clasa politică se resetează, se gândește altfel, deși să renunțe la lupta pentru putere și la lupta pentru fondurile publice, cum fac partidele acum, cele de la de dreapta, mi se pare destul de complicat. Domnule Tâncu, am uitat pe un sondaj făcut de IRES și văd așa, o să-l pună și colegii imediat, țara se îndreaptă într-o o direcție greșită și au răspuns la această întrebare într-o proporție covârșitoare, mai exact 88% dintre români. Dumneavoastră ați mai întâlnit o astfel de cifră? Niciodată. În istoria dumneavoastră de sociolog? Am 30 de ani de când fac sondaje și nu am văzut niciodată. Și doar 11% spun că direcția este bună. Nu am văzut niciodată. În general, în perioada asta din ultimii 10 ani, am avut cam 25%, un sfert din oameni care spuneau că direcția e bună. În cea mai mare criză. Și restul erau că nu știu sau că direcția este proastă. Acum, în schimb, vedem că direcția este bună. Doar 11%. Este cu adevărat o criză de încredere politică, cea mai mare criză. Este un indicator emoțional acesta. Noi îl folosim și pentru calibrarea eșantioanelor. Dar n-am mai văzut așa ceva. La fel, un alt slide arată că oamenii cer ca PSD să desemneze viitorul guvern. De fapt, până ajungem acolo, haideți să mai citim unul. Din punctul nostru de vedere, demiterea guvernului condus de Florin Câțu este pentru România. Iată, 60% din oameni spun că un lucru bun, doar 31% spun că e un lucru rău. Și tot pe date micro, să le spunem, chiar 30% din electoratul PNL spune că e un lucru bun. M-a mirat acest lucru. Asta este un lucru care mi s-a părut și mie că este semnificativ aici. Deci o mare parte a votanților PNL nu-l mai vor pe Florin Câțu în continuare. Asta ține și de sciziunea internă a Partidului Național Liberal, cele două tabere, dar mai este un lucru. Această tendință exista chiar de la începutul, de când s-a format guvernul. Probabil că oamenii și votanții liberali, ei erau cei mai consecvenți. Când s-a votat guvernul, întrebarea următoare: credeți că acest guvern va reuși să scoată România din criză, să rezolve criza medicală și toate celelalte? Și acolo e foarte interesant. Sigur că PSD-iștii spuneau că nu, vreo 80%, dar acolo nu era o majoritate nici de la votanții USR+, care și erau doar vreo 40%, spuneau. Liberalii erau cei mai apropiați, erau numai jumătate dintre liberali. Deci nu aveau încredere în propriul partid. Nu aveau încredere în coaliție, mai ales. În coaliție, da. Și cu asta nici în propriul partid. Pentru că probabil că unii ar fi vrut să fie Orban premier atunci, pentru că Orban câștigase deja o parte din activul și din cei care votau Partidul Național Liberal. Dacă ne uităm la ultimul slide, vedem că partidul care ar trebui să dea următorul prim-ministru respectă cumva procentele din sondajele de opinie per total, pe partide. Vedem PSD undeva la 31%, PNL 19%, USR Plus 8% și AUR 9%. Da, aici sunt câteva lucruri. Dacă ne uităm cu atenție, bineînțeles că procentul de vot al Partidului Social Democrat este mult mai mare, dar este vorba de o mutație interesantă. Nucleul dur al Partidului Social Democrat este undeva în jur de 31%, 30-31%, de cei care au încredere în partid. Ăștia sunt cei care sunt oarecum mai ideologizați, mai apropiați. Dacă mâine ar avea loc alegeri, sigur ați plecat de la acest procent, de la 31% în sus. Sigur, e foarte greu, mari greșeli să facem în interior, să ne pierdem încrederea oamenilor ca să coborâm sub 30%. În schimb, la acest procent de nucleu dur se mai adaugă votanții conjuncturale. Nehotărâții. Și campania, da, în sine. Cei care pleacă dintr-un partid sau altul, vedem că, nu știu, sunt 23%. Totuși, aceștia, o parte dintre ei, sunt votanți. Da, e un procent mare, totuși, de oameni care nu sunt chiar așa interesați de cine va fi premier. Dar nu sunt interesați și nu văd o soluție, pentru că li se pare, totuși, că noi, în ultima vreme, am greșit în nominalizările făcute de... Aici și Partidul Social Democrat a avut o problemă înainte cu nominalizarea mai mulți premieri care au fost dați jos după aceea de propriul partid. Apoi am văzut Orban, Câțu, lupta între vechi și nou, ca să zicem așa. Deci, evident că astea au influențat opinia publică și percepția. Domnule Dâncu, am ajuns la finalul primei părți. Vă întreb, l-ați amenințat pe Liviu Dragnea că nu o să apuce Crăciunul? Și o să vă rog să-mi răspundeți la această întrebare după o pauză de publicitate. Ne întoarcem.
Ne-am întors, domnule Dâncu, am asistat în ultima perioadă la o sarabandă a atacurilor din partea lui Liviu Dragnea la adresa dumneavoastră. Totul a culminat cu această declarație. Vasile Dâncu m-a amenințat că nu o să apuc Crăciunul în libertate. Vreau să spun câteva lucruri, dar puține despre Liviu Dragnea, pentru următorul fapt. În primul rând, eu nu pot să povestesc ceea ce am trăit în prietenia mea cu Liviu Dragnea, pentru că este o chestiune de onoare. Bărbații, în general, nu vorbesc despre aceste lucruri în public. În al doilea rând, nu aș vrea prin ceea ce spun eu, care este, nu este cel mai confortabil pentru el, în niciun fel să-i afectez libertatea sau fericirea lui de a face o nouă politică. Dar vreau să spun, n-am vorbit cu Liviu Dragnea de 3 ani. Cât a fost el plecat, de când s-a întors. Deci este un mincinos. Nu numai aici, în această temă, și în tot ce a spus despre mine. A inversat lucrurile, a schimbat motivațiile. N-am vorbit niciodată cu el despre funcția de premier, eu. Despre șefia SIE ați discutat? Am discutat în sensul că a fost o întâmplare nefericită în care atunci când a fost pus actualul director SIE, peste voia lui Liviu Dragnea, există înregistrări de atunci pe presă, găsim pe mass media. Amintesc foarte bine că domnul Dragnea era împotriva. El a vrut să contracareze în primul moment, fără să vorbească cu mine, fără nimic, a vrut să contracareze dând un comunicat de presă, spunând pe surse că, de fapt, hotărârea partidului este Vasile Dâncu. În 5 minute am dat și eu un comunicat, nu-l mai găsesc acum, dar pot să-l găsesc, îl caut și a fost publicat, în care am spus că n-am vorbit cu nimeni niciodată, că nu-mi doresc această funcție și chiar mi se pare chiar o jignire pentru mine, care sunt un profesor, am o carieră de profesor, de scriitor, nu pot să mă trimită orice partid. Nu mi-am dorit niciodată să fiu șeful unui serviciu de informații. Nu mă pricep la asta și nu știu la ce mi-ar folosi mie în această situație. Deci domnul Dragnea a încercat atunci să vă folosească în războiul cu Klaus Iohannis. Sigur. Și alte lucruri care le-a spus despre mine, nu vreau să le discut, pentru că mi se pare că este nedemn din partea lui. Ceea ce face, nu cred că îi face politic. Cum să-l ameninț eu pe el? Și, în primul rând, că nu am niciun... N-am vorbit cu el și ce putere am eu și nici nu mi-aș dori acest lucru. I-am dorit întotdeauna să fie liber, i-am dorit să fie fericit. Nu pot să fac acest lucru și n-aș fi avut niciun motiv. Pentru că, mă rog, ce a spus el prin interviul ăla și a prejudiciat doar libertatea lui, că a stat mai mult în pușcărie și a stat la carcere, pentru că n-a respectat regulamentul pușcăriei. N-avem nicio treabă cu el. Și nici nu-mi place să vorbesc despre trecut. Dar există vreun motiv pentru care, nu știu, s-a rupt relația dintre dumneavoastră și Liviu Dragnea alta decât întâmplarea de a ajunge domnul Dragnea la pușcărie? Nu cred. Este o manipulare pe care a făcut-o Anca Alexandrescu înainte de interviu, spunându-i că eu aș fi dat un interviu în care am spus că, de fapt, cei apropiați lui au fost de vină pentru asta și a crezut că e vorba despre ea și despre cineva apropiat lui. Doamna Anca Alexandrescu, astăzi moderator la o altă televiziune, a fost consiliera lui Liviu Dragnea, ca să înțeleagă și oamenii despre cine vorbim. Da, e adevărat. N-ar trebui să știe neapărat, dar e bine dacă... Ca sociolog, cum vedeți această Alianță pentru Patrie, partidul anunțat de Liviu Dragnea, despre care spune că a strâns deja 80.000 de membri, va rupe din PSD și din voturile PSD? Până în acest moment, votanții și nucleul dur al Partidului Social Democrat a crescut. Așa încât nu văd, nu apare încă în sondaje foarte evident această formațiune politică nouă. Și părerea mea este că nu va reuși să facă acest lucru, pentru că se află, prin ceea ce afirmă, se află pe traseul AUR, a Alianței AUR. Pentru Unirea Românilor. Pentru Unirea Românilor și este foarte greu. AUR-ul deja are o carieră politică, chiar dacă în ultima vreme n-au performat foarte mult în sondaje, dar au o carieră politică parlamentară, deja au instrumente parlamentare și va fi foarte greu să se lanseze. Niciun președinte al Partidului Social Democrat care a făcut un partid după aceea, nici Mircea Geoană și nici partidul lui Victor Ponta, până la urmă, care a avut un pic de succes, dar până la urmă n-a reușit. Deci orice președinte s-a supărat pe Partidul Social Democrat, n-a reușit să-l înfrângă după aceea. Și nici Liviu nu va reuși asta cu siguranță și va fi foarte greu. Mi se pare că diversitatea politică este importantă și
nu sunt împotriva nici unui tip de partid politic care se integrează până la urmă în cadrele constituționale. Asta este să fie cât mai multe partide. Părerea mea ar fi că ar fi foarte bine ca să scădem un pic pragul electoral ca să poată intra la și 3%? La 3% ca să poată intra și partide mai mici, să poată intra partide care să reușească, de exemplu, în zona locală, cum este un partid la Târgu Mureș sau în alte locuri, chiar dacă nu reușesc să intre în Parlament, dar să reușească măcar să intre în consiliile locale, să strice uneori unanimitățile care nu sunt bune și sunt nefolositoare pentru banii publici. Din punctul dumneavoastră de vedere, este AUR marele câștigător al crizei politice? Nu cred că este, pentru că în criză oamenii au câteva reflexe pe care le putem studia sociologic. Primul este să nu-i creadă pe politicieni. Și cei de la AUR sunt tot politicieni. Oamenii se îndreaptă în criză spre partidele mari. De aceea, dacă ne uităm bine, dacă PNL-ul a căzut pentru că au fost la guvernare, PSD-ul a crescut, adică partidele din mainstream au mainstream-ul politic, partidele importante, cu vechime mai mare în politică, reușesc să se păstreze sau să crească în criză, pentru că oamenii au și următoarea tendință, votul util. Să nu-ți arunci votul într-o criză mare pe un partid care știi că nu ajunge la putere sau care îl bănuiești, acum știi că n-are cum să dea premierul sau așa mai departe. Și atunci partidele mai mici pierd și din acest vot util, prin acest mecanism pierd voturi. Deci eu nu cred că crizele, chiar dacă în general crizele accentuează și crizele facilitează mai degrabă transformarea discursului partidelor mari. Pentru că în crize și partidele mari, partidele recunoscute, își modifică un pic electoratul, își modifică un pic discursul și atunci încearcă să-și modifice și electoratul ca să-și păstreze asta. Pentru că reacția, uitați, reacția lui Orban la criză a fost să țină un discurs foarte pesedist, foarte conservator, mai degrabă, mai mult de stânga, redistributiv. Anul trecut și era liberal. 2019 era liberal, dar era un discurs pe care nu-l deosebeai de discursul lui Liviu Dragnea dinainte, atunci conservator. Când critica. Conservator. Îl vedeți pe Ludovic Orban conducând, rupând PNL-ul și formând un alt partid pe scena politică, dar un partid care să aibă șanse, pentru că așa partide poate să facă oricine. PNL-ul are tradiția despărțirilor și încă din 90, aripilor. Încă din 90. PNL-AT, aripa tânără. PNL-AT, PNL-93 și au mai avut experimente care au reușit. Eu așa aș putea să spun, văzând și atitudinea parlamentarilor din care îmi sunt colegi și chiar a unor lideri importanți din Transilvania, aș spune că în acest moment Orban ar avea o șansă dacă a reușit să facă un fel de partid care să nu fie neapărat să se lupte cu PNL-ul așa cum se încearcă la noi, de să încerce o altă cale liberalistă, pentru că Câțu a reușit să dilueze oarecum, chiar dacă mă așteptam la un libertarian ca el să lucreze un pic ideologic, să meargă pe această variantă. A făcut numai chestii care au vrut să fie pragmatice. Deci ar putea să facă asta, mai ales că lumea percepe și în lumea liberală se percepe că i s-a produs o mare nedreptate, pentru că i s-a luat scaunul înainte de Congres. Are statutul de victimă în acest moment. Are un statut de victimă și văzându-se, pierzându-și încrederea Câțu, care la început poate că a fost o speranță, a reușit să urce la încredere până spre 30%, acum a coborât sub 10%, dar cumva el a câștigat prin comparație. Pentru că era un lider mai vechi, cel mai vechi, unul din cei mai vechi politicieni în acest moment, de pe scena politică. Apoi, pentru că avea respectul cutumelor politice, oarecum a fost în Parlament de 20... Acel gentleman's agreement, exact. Care lipsește astăzi. Lipsește. Și avea un anumit echilibru, inclusiv chiar dacă nu se comporta cu adversarii politici foarte bine, dar nu era, nu înjura opoziția sau adversarii politici, discuta în Parlament ca președintea Parlamentului, era un pic mai maleabil decât alții, adică nu forța foarte mult, așa cum a făcut Superman. Superman Câțu, care, iată, cum spuneți dumneavoastră, a ajuns la sub 10% încredere. Și de aici vă întreb, nu e convenabil pentru PSD
să aibă un președinte al celui mai mare partid de dreapta cu sub 10% încredere, mi se pare că Florin Câțu este astăzi pentru PSD ceea ce era Viorica Dăncilă pentru Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale. Sunteți de acord? Am fost odată de acord cu această idee, nu știu dacă într-o altă emisiune, cred că nu emisiunea dumneavoastră, și mi-au sărit unii în cap că nu ar fi politic corect să spun chestiile așa, că nu, vă să spun că nu sunt de acord. Și de ce vă deși spun? Deși simțiți și, că sunteți de acord. Nu înseamnă că nu aveți dreptate. Dar noi nu mizăm pe chestiunea asta. Pentru că ceea ce se întâmplă când preiai puterea, și noi știm că o să preluăm puterea după Câțu, chiar dacă este mai încolo. Deci, când preiai puterea și e un dezastru politic și o lipsă de încredere în politicieni, beneficiezi de o energie negativă, ca să spun așa în termeni psihologici. Și această energie negativă nu te ajută nici pe tine, cel puțin în primii luna de miere, acele 6 luni, să zicem, sau perioada aia a început, când trebuie să resetezi ceva, să faci lucruri. Deci, se transferă, practic, sentimentul negativ al populației către noi conducători. Preiei un sentiment de scepticism față de politicieni și de pesimism față de politicieni. Și să nu uităm, preiei și moștenirea grea, adică preiei și o datorie foarte mare în situația asta. Și toate celelalte care sunt lucruri nefăcute. Pentru că dacă ne uităm la această criză, în momentul acesta, noi suntem la, nu știu, 15.000 de oameni pe zi care se infectează și din 15 mai, când premierul Câțu a anunțat triumfalist că gata... Am învins pandemia, din momentul ăla au scăzut vaccinările și am ajuns în situația de cauza asta și nici acum nu se face nimic. Vorbiți cu administrația locală și o să vedeți că sunt lăsați singuri să se lupte cu asta. Și asta este un lucru care mă șochează pe mine. Ori să moștenești asta nu este bine. Am ajuns la final, dar nu înainte de a trece la ultima rubrică, vă ofer două variante de răspuns. Alegeți foarte scurt. UCluj sau CFR Cluj? Nu pot să aleg dintre aceste două echipe, pentru că ambele sunt echipele mele de acasă. Dinamo București este marea mea suferință în acest moment. Să știți că Rareș Bogdan a ales UCluj săptămâna trecută. Rareș Bogdan aici, alege convenabil întotdeauna cel, dar oricum el e Wiz din ăsta convins. Sociologie sau politică? Sociologie. Politica este o întâmplare din viața mea. Ion Iliescu sau Adrian Năstase? Îl aleg pe Adrian Năstase, pentru că am lucrat cu domnia sa și este cel mai valoros politician al nostru, dar mi-am schimbat mult părerea față de Ion Iliescu, acum văzând următoarele generații de politicieni. Mă gândeam la un moment dat că ce o să scriu eu când va trece dincolo fostul nostru președinte Ion Iliescu. Și acum m-am gândit că aș putea să spun numai niște lucruri pozitive despre Ion Iliescu, pentru că am văzut ce se poate întâmpla când vin oameni care sunt necomuniști, care n-au fost membri de partid, dar care n-au niciun fel de responsabilitate față de țară și față de România. L-am redescoperit pe Ion Iliescu după ce a ieșit din politică. Dacian Cioloș sau Emil Boc? Foarte scurt. Dacian Cioloș este mai apropiat de mine, deși colaborez foarte bine cu Emil Boc. Între cei doi nu pot să aleg. Pălincă sau bere? Pălincă, evident. Școala de la Frankfurt sau școala de la Chicago? Școala de la Frankfurt, chiar dacă am început cu școala de la Chicago și am descoperit școala de la Frankfurt a doua oară după ce am terminat facultatea și după ce am trecut, după ce era cât pe ce să devin un intelectual de dreapta. Școala de la Frankfurt fiind de stânga și școala de la Chicago fiind de dreapta. Melodia M-am suit în dealul Clujului sau Noi suntem români? M-am suit în dealul Clujului. Aia pe noi ne... E, face parte din identitatea noastră. Domnule Dâncu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Insider Politic să discutăm despre tot ceea ce se întâmplă pe scena politică. Vine întotdeauna cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți pe Prima TV. De la ora 12 urmează emisiunea oradeprofit.ro cu Adriana Nedelea. Noi ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic. Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.